Vara asta ai cu ce să te joci. Doar la PC Garage primești gratuit o tastatură mecanică de gaming la orice sistem de gaming achiziționat. Salut! Eu sunt Andy. Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Am nebunit de tot. Bună dimineața, oameni buni! Este luni, 25 iunie, copiii dau bacul, dau examenul maturității, doar ce m-a sunat domnul Bercea și mi-a zis că a picat Eminescu la română, cel puțin pe profilul real, bine, nu-i așa, bine, real, ok? Da. Deci real, deci la, pe Bercea la că am făcut, că i-a picat Eminescu și doar ce am văzut o poză pe Facebook care zicea că Eminescu e în vacanță. Era capul unui Eminescu pe un băiat înconjurat de vreo 10 gagici și zicea sunt la mare, anul ăsta scăpați de mine. Și ne-a mințit. Aia e. Și Bercea mi-e frică că o să pice la română. Da, a făcut o farsă Eminescu anul ăsta. Eminescu a făcut o farsă la bac, nebunule. Și mai probabil o să ne vedem mai încolo puțin, pentru că abia aștept să vină și Sebi să văd ce a făcut și el, că și Sebi a dat bacul. Și o grămadă dintre tine ăștia au dat bacul, ăștia, copiii ăștia. Doar ce m-a sunat Grăsanu, că e cu Ioance afară la poartă, mă duc și eu repede să vedem ce a făcut Grăsanul Bercea la bac. Eminescu, cred că ia retezar. Hai să vedem dacă au ajuns. M-am început doar picioarele. Yeah! Yeah! Au, salut! Succes! Ce faci? De ce? Ce faci? Hai, men. Ce faci, mă? Ce faci, mă, buburele? Salut, men. Salut. Ia uite că la cafea cu băieții. La cafea cu băieții? Dar bacul ce zice? Ce vă făcu Eminescu? Mi-a făcut un cur. Bă, Sebi, Sebi, ce că știu? Știu, mă. Da, scrisă floare albastră. Da, pe chiar că n-aveam apar. Bă, aia ar fi mai ușoară decât Luceafărul. Păi ar fi, că dacă înveți. Aia e. Hai la cafeluță, da, mai două probe. Băi, eu mă gândit, dacă iau 5 la română, 6 la mate și 7, că la logică ăla e bacul. Mă gândit eu bine. Bă, dar vorba lui mama, mă, mâncați așa, că a avut dreptate. Bă, dar tu nu te-ai gândit, mă, că e centenarul că lui Eminescu și că, sigur, ce era centenar? Adică a făcut 100 de ani de când a murit. A. Era lui. Dar cine aștept? Ia uitați, oameni, cu cine sunt eu, mașină. Cu sălbaticul Sebi, care a venit de la bac. A dat bacul și că a picat pe subiect, că a avut de ales dintre Eminescu și Tudor Arghezi. Și la Eminescu avea două, aveai ăsta, aveai Luceafărul sau Floarea Albastră. Sebi a scris Floarea Albastră și s-a priceput. Și am dat-o pe Beca pentru că Fordulinio nu are asigurat. Nu mor asigurat. Hai să te ajut să ieși de aici, domnule Sebi. Băi frate, deci acum am dat și seama cum stă Bercea la mine mașină. Mie de acolo din partea aia, eu nu-mi dau seama cât în spate da scaunul ăsta. Bă, când stau aici să-mi bat piciorul, deci... Bă, stați un pic, să vă arăt. Uitați-vă și voi. Deci, Uite și tu. Deci stau picior peste picior, ești nebun, zici că sunt... Și care e faza? Că și ăla din spate și are loc. Și ăla din spate are loc, exact. Zici că bă, ăla nu mai are loc să stea, știi? Că e dat la max. Sunt condus în propria mea mașină, n-am fost niciodată. Bine, am mai fost. Păi dar nu știam, șelut. O ia. Hei. Ce faci, fata? Bă, dar e fata sau e băiat? E Remo. Eu îi zic Ramo. E Remo. Ramo e? E Remo, pardon. Șelut! Șelut, Remo! Șelut! Nu! Făcu cu camera cacioaca lui Bercea. Da. După cum puteți vedea, problema cu țăcănitul s-a remediat. Acum să vedem pe unde îmi pierde apa. Unde se duce apa? Deci nu mai pot, simt că nebunesc și-a dat restart calculatorul meu. Băi, simt că pleznesc. Am filmat un episod de hardcore, mi s-a terminat memoria, mi s-a corupt filmarea, nu mai merge videoclipul. M-am pus să filmez un Eurocrat Track, eram la sfârșitul cursei, s-a luat curentul, nu știu ce s-a întâmplat, a picat. Mi s-a șters iar filmarea. O oră jumate pierdute, două pierdute absolut degeaba, degeaba. Mor. Da? Nu, grasul, ăsta e semn divin. Ce? Ăsta nu vreau? Mie da. Nu, știu, grasule, stai așa să închizi o filmare, că ești pe speaker. Haideți să-l pupa. Da. Uite, mi s-a aprins becul la benzină. Bă, mă, și am observat eu, ia uitați-vă un pic. Deci, două pedale, da? Accelerație și frână. Dacă vreau să fac burnout, să calc accelerația și frână la același timp, uite, hai să calc cu stângă, ca să vedeți. Nu merge! Nu merge să calc accelerația în timp ce calc frână, voi vedeți? Uite. Așa merge, what the fuck? E așa de ciudat? Păi știam că așa se face burnout-ul. Gata,
nu mai face figuri. Dă-mi veuțul meu frumos. Se aude mișto acum. Frumos. Sigur, ție tata. Hai să luăm pe Bercea, că avem să-i dăm un Big Mac. Și am o aia tata. Dar pe loc, de pe loc mi se pare că nu fac prea. Două persoane în mașină simt diferența la cum trage. Salut, salut! Hai, tataie, hai! Frate și tata! Ia zic, rasule, ce vrei? Că m-ai nebunit cu pariul tău. I-am câștigat pariul și electoratul este băiat cu bucă și își onorează promisiunea, așa că îmi dă un Big Tasty. Big Tasty vrei, bă? Nu, Big Mac-ul e mai ieftin. E un euro și ceva în plus. E mai mult, Big Mac-ul e 16 lei. Și ăla e vreo 21. Al mare. Big Tasty-ul. Nu, mediu e 17. Ia-ți Big Tasty, pișamaș pe tine. Îmi mulțumesc. Ia uitați cum am servit ceva. 51.50? 51.50. Ai tu 50 de bănuți, iubita mea. Dacă n-ar fi, ce ne-am face? Ia, iubita mea, arată-ne cât de bogată ești, ia. Dă-mi întrebări. Ia, și-am o aia tata. Vreau și o motocicletă, o motoretă. Ați mă facă pe picioare chiar și mi-a dat părul, ia uitați. Cât fac cu grasul? 51 de lei și 50 de bani. Să sper că ești fericit. Foarte. Și-am mai pe pariul tău. Păi de ce? Păi seara, e vina mea, că nu știi să te joci golf. De ce? Eu mă obișnuiesc să mă joc. Așa e. Uite, mai bine că de aici, că am uite și tu, ne pusere să așteptăm în fața terasei aici, în parcare asta, în spate, probabil plin de copii care să vină să ne linșeze în caz că ne văd. Și cu două dăști aici. Dar ce mă tu copii? Dar n-am nimic ca copii, dar aici cu mine. Te admiră foarte mult pentru că ți onorezi pariurile. Sper că îți merită un like asta, că am dat ăsta. Tu mai dai bă șaorma aia care trebuia să mi-o dai de Păi da. Unde? Că știi cum? Că aveam să-ți dau șaorma și așa am făcut atunci pariu când eram la Niela să vedem meciul că Ecuador se află în America de Sud. Îmi place să schimb cadrul, că ești frumos. Da. Și el a pierdut pariu și cum ar veni, el avea să-mi dea mie o șaorma și a zis să nu mai dăm niciun lucru. Lasă-mă, lasă la familie. Ce? Pam, pam, pam. Iubita mea, ce ai făcut? Mac. Ia uite ce frumos vede decapotabila de aici. Da, mișto. La umbră, frumos. Dar eu vreau să văd altceva mai frumos decât decapotabila ta de căcat. Ia uite cât de mult îmi place ăsta drept portbagajul ăsta, pentru că uitați-vă și voi cât de bine stau toate aici. Uite ce-și lucra aici. Uite pe ce-i dădui eu, 21 de lei. Vezi că nu sunt 21 de lei. Atât, unde e bunul? E acolo, stai așa. Unde e bunul? Du-te șefier, dacă sunt 21 de lei, nu mai mănânc și mi-l dai mie. Ce ai, băi? Îmi dai un Big Mac, dacă sunt 21 de lei, fii atent. Nu, ca, ia, unde? Uite, pișe mai unde? Pe tine și pe 18 lei. 70. Da, dar nu e nici cât ăla e 16 lei. L-am lăsat și eu pe obezul ăsta ordinar, uite-l. Pleacă acasă. Și noi plecăm acasă acum. Hai da. Ce faceți acolo? Ce faci, bă, Lubeniță? Lubeniță. Ce mănânci acolo? Lubeniță. Și n-ala, Vasile. Uite, nu e nimeni aici. E pustiu. Hai să-i furăm ceva de aici. Băi, am făcut și astăzi un episod de PUBG și avem 905 dislike-uri și toată lumea mă jură că am făcut clickbait. Frate, de data asta chiar nu am vrut să fac clickbait, adică am scris să se adăugă România pe PUBG, pentru că voi m-ați mințit la niște episoade trecute că o să se adauge România pe PUBG și o mapă un fel de insule și chestii și de-aia am făcut analogia la România. A sărit copiii de cur în sus, nu vă bag eu pe voi în seamă, mă, că oricum după aia mâine veniți și mă pupați și poi mâine mă omorâți. Voi așa faceți, să-mi bat piciorul, nu mai fiți așa mâncava, și adică astăzi mă iubiți, Andy, suntem fanii tăi, se susține, mâine Andy, te omorâm.
Bă, măcar zic că mă omor din prima, nu mai zice că mă susții după aia că mă omor, înțelegi tu? Uitați-vă ce stofă de senator roman am cu pădurica asta la gât. Mai mult, cred că o să punem și noi capăt acestui vlog aici, deși este încă zi, este ora 6:10 și aș vrea să editez și eu acest vlog pentru mâine. Mersi frumos că v-ați uitat la acest video și lăsați-mă mare să ne dea o shawarma. Să nu uitați asta, care să ne dea o shawarma burangiu la infect. Vă pup pe lecturatul și ne desigur ne vedem data viitoare.